Am avut acea burtieră înainte de pauză, dacă există riscul revenirii oligarhilor. Și vă aduc aminte că în acele nouă recomandări față de Uniunea Europeană e și procesul de așa numit deoligarhizare. Sigur. Acum să ne aducem aminte și îmi pare rău că nu discutăm despre șor ca și risc, nu doar pentru alegerile locale generale, dar pentru securitatea statului și aici e vorba despre găgăuzei inclusiv, despre apariția acestor partide proxy. A fost tăiat capul unui clan, unde și un partid și au apărut trei. Șansă, Renaștere, Bloc. Un cap al clanului, da? Și au apărut trei în loc. Exact. Și acum vorbim despre despre niște procese care până la urmă sunt gâlcevi politice. Mă scuzați, eu așa le văd. Este problema dumneavoastră. Și întrebarea e, dacă există astăzi pericolul revenirii oligarhilor, acest pericol îl sesizează toată lumea? Dumneavoastră, haideți, îl sesizați? Există acest pericol? În primul rând, oligarhii nu au plecat complet după ajungerea pasului la guvernare. Au rămas micro-oligarhi sau proto-oligarhi care gestionează fâșii și segmente întregi ale economiei naționale. Acum, de exemplu, anumite decizii trezesc foarte multe dubii, inclusiv remonopolizarea pieței metalelor. Acum, dubii vă trezește aceasta? Se face în interesul unor companii. A unei singure companii, metal feros, deținută de stat. Sigur, dar tot așa s-a întâmplat și în timpul lui Plahatul. Dar dați nume. Nu, pentru că este un subiect și noi să faci niște afirmații foarte grave, pentru că acolo e vorba de potențiale scheme foarte mari care pot afecta bugetul statului. Sigur. Și dacă există, dați, vă rog, nume de companii, oameni, cine este implicat. Există câteva zeci de companii care încercau într-un fel să... Domnule Munteanu, spuneți-mi, vă rog, câteva nume. Așteptați până la capăt. De ce vă... Nu, pentru că inclusiv am fost solicitat și pentru un fel de comisii de supraveghere acestui subiect și chiar mă interesează foarte, la modul foarte practic. Foarte corect. Insist și eu, domnul Munteanu, dacă e să vorbim cu subiect și predicat, chiar să vorbim cu subiect și predicat. Nume. Numele cui? A numele companiilor care sunt afectate. Cine pune la cale această schemă? Cine mie mi se pare că această remonopolizare nu este în interesul, să zicem, inițiativei libere în Republica Moldova. Păi stați un pic, deocamdată inițiativa liberă este în interesul lui Andronache și a companiilor din stânga Nistrului care sub tot profitul și îl dau la uzina de la Râbnița și pentru asta am venit și am explicat din enumărate ori subiectul ăsta și ori dacă într-adevăr există niște procese ascunse acolo, vă rog să ne dați informații pentru asta. Sigur, tot așa cum a cerut domnul Nantoi. Nu, acum dați-mi, vă rog frumos, nume de companie, de oameni care o fac. Ori dacă nu, spuneți că nu le aveți, vă rog. Eu am numele acestor companii, în primul rând nu este corect să le numesc. Ba da, este corect, e de interes public. Repet. O clipă. Cel mai bine, domnule Munteanu, mai bine... În cazul în care există anumite scheme și există anumiți actori implicați în aceste scheme, să le faceți publice aici. Sigur. Vreau să vă spun că tot acest proces de a oferi licențe pentru exportul de metale din România către Râbnița s-a făcut timp de 2 ani de zile, perioada în care s-au avantajat întreprinderea MMZ de la Râbnița, respectiv s-a avantajat interesele oligarhilor din Transnistria. Întrebarea dumneavoastră originală a fost în ce măsură avem impresia că oligarhii vor să se reîntoarcă. Și aici vreau să completez întrebarea dumneavoastră prin faptul că, în general, nimeni nu vorbește despre oligarhii din stânga Nistrului. Piața metalelor, piața energetică sunt terenuri în care acești oligarhi își strâng veniturile. N-ați adus nume de companii în interesul cu acum. Ce scheme? Despre ce scheme cunoașteți? Știți? Știu că, de exemplu, există mai multe companii care lucrează pe piața metalelor. Așa. Iar această remonopolizare, evident, îi va scoate de pe piață. Da. Vă va scoate pe Andronache. Nu este vorba firma de Andronache. BBM. Este vorba de domnul Ieșanu care se ocupă... Domnul Ieșanu nu duce metal la Râbnița. Eu am spus că remonopolizarea pieței de metale înseamnă, de fapt, restrângerea inițiativei private. Cu compania dumnealui nu îl va afecta nici sub o formă de unde acest știți dumneavoastră ce îl va afecta sau ce nu îl va afecta? Eu cunosc reglementarea care a fost elaborată de guvern. Alta e întrebarea mea, de ce
de aproape un an de zile nu s-a implementat? Asta sunt întrebări. Și domnul Ișanu a fost și aici în platou, nu ducea la Râmnița metalele pentru că deșeurile metale pentru că nu era lăsat să le ducă.